Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 350 mm de pe strada Republicii din Eforie Nord, Raja ESA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi în intervalul orar 12 și 15 și 17. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe străzile Mihail Cocălnicianu, Igheduca, Brâncoveanu și Matei Basarab. Reprezentanții SC Raja ESA își cer scuze pentru neplăcerile create abonaților din Eforie Nord, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea reparațiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.